sau bună seara sau cum te vede, vidoși cu dat. Cum v-am spus, în 2020 am stăruit să filmez mai multe videouri pe canalul AGA Family și azi am o lucrare la o casă și am vrut să vă arăt și vouă cum corect curăț un palmier, cum s-a adus la viață, așa că nu uitați să dați un like, scriți un comentariu și credeți-mă ca să ne vedem mai des, pentru că poți face content cu un telefon și cu două mâini. Uitați-vă că sunt azi la o casă, la un om și m-a rugat să-i curăț palmierii. El are aici vine o firmă specială și-l curăță, dar ăștia doi cât mai mici îi curăț eu singur. El și m-a rugat să-i fac rotunzi așa cu motoseră sau eu nu știu cum spune, cu benzopila, cum spun la noi la moldoveni. Uitați-vă că aici e gata, aici mai iare puțin și-l termin și cu motosera sau cu benzopila, cum s-ar spune, în șeciori l-am tăiet până la frunzele verzi. Restul care a rămas vreo două acolo sus, a le tai cu siriseu. Deși eram cu ochelari pe ochi de atâta pentru ca să nu intre gunoiul ăsta care îl face motosera, așa că palmierele sunt destul de frumoase. După asta și faci, le curăț foarte bine, strâng gunoiul și pun chimic pentru ca ele să fie verzi și să nu fie atacate de insecte sau de, mă știu eu și... Amoia, după ce am terminat, ne ducem cu seriseu și opa, aici este mici care au rămas, le tăiem manual pentru ca să nu tăiem frunzele cele verzi, vedeți? Așa, tot împrejur. Palmiera asta am terminat-o de acum, au rămas la două deasupra să-i tai. Astea care sunt uscate, 1, 2, 3. Uitați-vă că palmiera asta este puțin mai mare, dar oricum trebuie să le tai și pe astea. Cam așa arată casa la om și în față este oceanul. Numai acasă sunt niște valuri foarte, foarte mari. După ce terminăm lucru, să ne ducem până în plajă și să vă arăt valurile. Uitați-vă că acum am terminat, cam așa arată lucrul nostru de azi, palmiera prima și palmiera a doua. Curățit, frumos, un lucru bun s-a făcut azi. Și deodată aspectul este diferit și arată mult, mult mai bine. Așa că sper că azi v-a fost un life hack. Nu credeți că e corect așa cum fac eu. Eu fac cu minii mai ușor și cum eu m-am învățat, așa că asta e un exemplu, dar voi puteți să faceți diferit sau faceți cum știți voi sau cine știe dacă vreodată ați curățat vreo palmieră. Data viitoare îți vă arăt cum să fac alte lucrări în grădină, așa că pe azi mai am de făcut sus acolo de tăiet niște copășei și ne ducem acasă. Ca să înțelegeți ce viața are omul ăsta la 90 de ani, el a avut o companie sau mai are, dar nu cred că o dat-o la copiii lui, care făcea ferestre de astea care nu se strică nici sticla, nimic. Și la mai vine o dată în 3 luni, câte o lună așa se odihnește și uitați-vă și căsuțic așa. Bine, mersi. Vecinii lui tot sunt sărași, sărmanii. Cam așa arată căsuța, vreo câteva milioane de euro. Da. Aici m-a rugat să-i tai niște crengi care se ridicau cât casa, ei le-am tăiet și lucrul pe azi s-a terminat. Dar înainte de a încheia video de azi, am terminat lucrul, acum că sunt aproape de ocean, jos mă merg cu voi să vă arăt cât de mari sunt valurile la ocean și să vedeți diferența dintre mare și ocean.
Apropo, acum este foarte periculos să te aventurezi în apă, pentru că valurile sunt foarte mari și probabilitatea că se întâmple ceva e foarte mare. Opa. Suntem aici, nu știu dacă se audă ceva pentru că e vânt, așa că mai gine stac și să filmez. Opa! Numai să nu kick pe așa, să-mi frâng vreun picior, capul. Op, 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 op. Sau ghetele să-mi rup. Aici sunt borți. O, oh, ia fșu ochii până ce e de mare. Așa de tare o sărit apă de acolo cum am ajuns aici, da? Și pe cameră. Nu știu dacă ați bat chine că e s-a strop pe cameră. Wow. Dar să înțelegi, este diferența din acasă și e unicat și chine și poți lucrezi în maică până la ocean, așa e frigăraie de doamne ferește. Sincer să vă zic, eu locuiesc de 3 ani și aproape 4, dar eu încă oceanul așa de agitat, eu nu l-am văzut niciodată. Tot că nici iarna, nici des nu previn la ocean, dar azi așa de agitat e că e ceva strașnic.